Micii afaceriști s-au gândit că cel mai bun mod de a câștiga câțiva bănuți, dar și de a oferi bucurie altor copii, este să-și scoată jucăriile la vânzare. Și-au ales cu grijă cele mai frumoase păpuși și însoțiți de părinți au venit astăzi pe pietonalul Unirii. Printre copilași am întâlnit-o și pe Erica. Are 6 ani și își așteaptă clienții cu ursuleți, căței, gheparzi și alte jucării. La unde ți-a venit ideea de a scoate jucăriile la vânzare? De la bunica din pod. Dar de ce le-ai scos? Că o să vând, să fac bănuți. Și ce o să faci tu cu bănuții? O să cumpăr mâncare, să o ajut pe mama. Și ai scos jucăriile la vânzare? Da. De ce? Pentru că vreau să le împart și celorlalți copii bucuria pe care am avut-o și eu. Ceva noroc cu vânzarea până acum? Da. Ce ai scos la vânzare? Laptop de jucărie, niște... mai multe jucării. Pentru că aceste jucării au o anumită poveste de la mine și vreau ca aceste jucării să ajungă și la alți copii. Un ursuleț și niște postere ca să poată copiii să le lipească pe pereți cu albă ca zăpada. Cumpărătorii spun că prețurile sunt accesibile, iar copiii sunt învățați să nu arunce jucăriile pe care nu le mai folosesc. Ceva interesant pentru copii. Probabil le dă ceva, un impuls când cresc mai mari, să știe să jucările să nu le arunce, să le vândă, eu știu. Era bine poate dacă se făcea un act de caritate, știți? V-ați cumpărat deja o jucărie? Am cumpărat două. Am două, trei fetițe. Cum te cheamă? Alisa. Și câți anișori ai? 4 ani, spune. 4 ani. De ce ți-ai luat după pușica asta? Ți-a plăcut? Târgul de jucării a fost un succes atât pentru cumpărători cât și pentru micii afaceriști.